Astăzi, 28 noiembrie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Călăraș, în cadrul căreia au fost decernate 7 titluri de cetățean de onoare. Se pare că am început deja luna sărbătorilor, în care și Consiliul Județean, ședința de Consiliu, devine mai festivă. Ca de fiecare dată, avem cetățeni de onoare a județului pe care îi știm, pe care i-am apreciat și îi apreciem, cei care s-au pus în slujba comunității noastre, indiferent dacă au făcut parte pe linie politică, administrativă, avem un domeniu sănătății, o premieră și, de ce nu, din punct de vedere cultural, dar și oameni de afaceri care au creat locuri de muncă și care au adus un plus județului Călăraș din acest punct de vedere. Astăzi, cred că personalitatea care a marcat Călărașul și ceea ce se întâmplă astăzi și noi am preluat nu este altul nimeni decât Doru Ioan Tărăcilă. Îl invit lângă mine și să spun câteva cuvinte. Că a fost președinte al organizației Partidului Social Democrat, că a fost ministru, ca prefect, senator, vicepreședinte al Senatului. Activitatea încununată în slujba călărășenilor a fost una care putem să spunem că mi-a marcat și cariera mea de om politic. Și medalia de cetățean de onoare. Adrian Lascăr, arhitectul șef al județului. Domnul Lascăr, pentru activitatea pe care ați făcut-o. Andrei Grama Florin. În numele județului Călăraș îți decernez titlul de cetățean de onoare pentru toate eforturile, pentru recunoașterea și că n-ai uitat Călărașul și călărășenii și ceea ce faci tu acum îi face mult mai bine, pentru că de 3 săptămâni de zile ești și șef de secție la cel mai vechi spital al țării românești, Spitalul Colțea. Felicitări, Florin, și se conferă cetățean de onoare domnului Nicolae Dragă, cetățean al județului Călăraș și cetățean care, putem să spunem, care a marcat mai mult municipiul Călăraș. Și comunele. Da. Felicitări, domnule primar. Se conferă titlul de cetățean de onoare domnului Dumitru Ghiță. Se conferă cetățean de onoare domnului Chirea Nicolae. Felicitări! Se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Călăraș domnului Gheorghe Ion. Felicitări, domnul Gheorghe, pentru activitatea pe care a făcut-o pentru Călăraș.